Și am revenit cu un nou episod din World War 3. Bogdan... Salutare, lume, și bine v-am regăsit la un nou episod. Uhu! Bogdan, vă că a început să înveți să folosească smeltăriu, ceea ce e de bine. Nu mai am nevoie de astea, pot să le arunc într-un chest. Ceea ce vreau acum e să încep să fac un aliaj care... Mi-ar trebui un chisel, să știi. Asta vreau să și fac. Omule, ai răbdare. A, de fapt, stai că pot să fac chisel ușor. Am nevoie numai de lemn. Lemn. Și nu mai avem lemn. Bogdane? Da. Ai un copac. Uite, vezi? Vezi că nu trebuie să dai mereu chestia aia, că dacă nu-ți fixi 9 blocuri, o să se piardă tot iron-ul după aia, ca să știi. Trebuie să te mai uiți în smeltări, câte angle-uri mai sunt. Și cred că te-am băgat în ceață, nu? Eu mă scai până în cap acum. Ok, băi, mersi, dar... Nu cred că mi-ajunge. Ok, am nevoie de un pattern. Ok. Așa. Un pattern. Station. Am nevoie de încă un pattern. Și mai am nevoie de lemn. Rai, și-a ieșit? Da. Și-a dat restart la internet. Așa sunt struguri din copaci? Date, da, date. Îs date în copaci, omule. Deci ce vrem să facem în episodul ăsta e să ne apucăm... Wow, uite-te un pic. De bază. Uite cât de mișto. Nici nu te văd. Bă, la smeltering. Ah. Uite-te să vezi că-i prin tot ăla. Știu. Și dacă spargi blocul de iron mei, Nu sparge nimic, fiindcă o să pierdem tot iron. A, și dacă pierdem, ca fapt diverse, știu, mor. Omul ăsta o să folosească multe citori. Mulțumesc. Nu era. Se pare că Big Fish Hunter a intrat, bagă-l te rog frumos în compă. Nu. De ce? Ia zi, ne-am trădat. Da. Eu sunt capitanul acestei baze. Așa că trebuie să faci ce zic. Hei, suntem amândoi, dar acum explodez mapa. Da, dacă... Ce că răspunde, dar nici nu ne sună. Nici nu e pe Skype, măcar. Gata, nici nu ne sunai, omule. Răspunde, că auzi la el. Dacă n-aș fi eu, n-ai ști ce face, fiindcă nu știi moduri. Ce? Suntem amândoi capitani, da. Bine. Mi-ai făcut chisel-ul ăla? Ok, avem nevoie să mai facem... Pentru cei care nu știți, Tinkers o să fie puțin ciudat episodul ăsta? Fiindcă nu prea explic. Văd. Dar puteți... Iar Bogdan a... Ia câte blocuri mai sunt. Nu porni fiind... De fapt... Nu știu dacă pierdem. Ok. Nu mai am lag. Bravo. Deci trebuie să căutăm un chisel. Du-te și pe-ți bază ta. Grave. Ce? Du-te și pe-ți bază ta. Eu nici nu știu să joc. Păi odată. Minezi. Și ce-mi pasă? Hai că poate o să te mai ajutăm. Sunt singur cu baza. Până să găsim un prieten. Vali nu poate să intre. Fiindcă are pe 32 de biți.
Că nu vrea să-și reinstaleze Windows-ul. Și trebuie să-mi ascund asta în pământ, zidale. Nu, nu neapărat. Nu să faci ce vrei, adică... Dar spawn-ul e acolo, nu? Da. Pe muntele ăla, ok. Da. Îmi dai 50. Nu l-am făcut încă. Fă și tu un trash can. Și aproape, cred că m-am găsit niște urme. Ce e ăla? Caută în, în nei și uite-te cum se face. Eu am găsit niște urme de ale voastre pe aici. Cum? Cine a pus niște lemn pe acolo? Târașh, spațiu, can. Târașh, hă. Cine a pus lemn pe acolo random? Nu eu. Drept în față de aici. Și cum îl fac? Dă râpă el. Ce e asta? Poți să mănânc? Ciuperci, stroberi? Stroberi, ei, ciuperci, doamne. Ok, ok. Se face ușor. What's that? Nu mai avem lemn. Ce? Nu mai avem lemn. Nu, trebuie să te duci să tai. Am cam uitat cum se face multă în aluminiu. Chestia asta e neinteresant, neinteresant, neinteresant. Ok, o punem așa. Ce-și fac, las banane cumva? Da, cred că da. Ok, chestia asta e la fel de neinteresant. Ok, am nevoie de... Ok, aluminium brass, 3 aluminium și un copper. Nu eram sigur, sigur cât aluminiu și copper ne trebuie. Ok, o să folosim aluminium morberry. Rareș, cred că-i... Cred că amândoi sunteți. What the fuck vorbește tipul ăla acolo. Nu mai avem cable? Ba, cable mai avem. E la mine, în inventar tot. Da. Ți l-am aruncat în față. Vezi că plantez niște chestii aici, în peșteră. E periculos noaptea? Nu, fiindcă deocamdată-i pupisul. Au. Ți-aș sugera să nu intri în peșteră, apropo. Ce-i asta? Și cum văd ce e, de exemplu? Vedeai acolo un click sau ceva? Te duci în inventar și cauți acolo și dai click stânga pentru să afli cum se face și click dreapta să afli ce... O să iau cu prosta cu dân, pic? Nu. Eu nu văd ce scriu pe cartea aia, da? Avem nevoie neapărat de aluminiu. Stăm foarte prost la capitolul ăsta. Ok, în sfârșit a făcut prietenul meu un trash can. În el poți să arunci chestii. Ok. Știi ce greu a fost? Gândește-te. Nu știu cum mod, da? Deci asta e ca o bază de antrenament pentru se modul. Se strucuri cumva? Există toate fructele. Acum ți-l fac. Poți să fac ceva cu blueberry-ul ăsta să-l pun pe jos? Nu. Nu poți să fac nimic cu el? Nu. Deocamdată nu. Mai încolo. Ok, acum am nevoie să arunc chestia asta. Zi, din ce vrei să-l faci? Din iron, am înțeles. Ce? O să-ți facem unul din iron. What the fuck? Romuto. O să fac două din iron. Una, două. Vreau din gold. Nu vreau din iron. Hey, what? Ce s-a întâmplat? Mi-a cam dat crash. De ce? Vai,
În Smeltery putem zice că a dat un mare mic crash. Mare mic semnând cât timp? Open to LAN 5 9 5 6 2. Mă cac în serverul tău. De ce? A dat crash din cauza la mod. Nu mai știu cineva. Scoate-și tu din modul de nu, am făcut eu o prost. Nu e gata încă, omule. Pu, ce bine merge așa din început, ești de bun. Am făcut eu o prostie aici și mi-a dat crash. Și s-ar putea să mai fac încă o dată. Bă! Nu, te rog. Hai să scot aici aluminiu. Nu pot să fac armură din ăsta. Din ce? Din lemn. Nu, de ce ai putea face așa ceva? Nu știi că e modul ăla fain. A, ba, cred că... Poți? Ba, da, poți. Poți? Da, poți. Io! Și dă mult apa primică. După ce că ai armură din lemn, mai vrei să-ți mai ieși și de ea. N-a schimbat armura de lemn. Noi înceam de scuze, eu protection 4. Lullaby. Copyright. Mersi. Ce? A, nimic, doar de copyright, îți mulțumesc. Ok. O să facem... O să facem două chiseluri, unul pentru mine și unul pentru Bogdan, chiar dacă o să le folosim la comun. Ia, Bogdane, ți-am făcut și două chiseluri. Ia, ia, ia și mâncă-le, ia. Și serverul ăsta merge ținut și noaptea? Nu. Ai care ți-a rămas să-mi țină tot calculatorul toată ziua deschis, să nu pot face nimic pe el. Înseamnă că îl lași așa pentru mine, da? Nu. Ce fac cu ăsta, Iron Chisel Head? Îl folosești într-un crafting table cu... Ai văzut, îi dai use pe el. Nu-l folosești, nu-l folosești ca use. Să vezi cu ce îl folosești. Folosești. Apasă U pe el. Ba nu. Nu merge. Atunci dă-i B-R-I-C. De ce nu faci un chisel normal în care... Că n-avem modul chisel. Dă brick și după aia uite-te ce brick-uri poți să faci. Fancy lapis brick, gold brick, lapis brick, diamond brick. Și cum pun? Brick. Să fac brick într-un inventar. Eu zic că cel mai bine e să faci sandstone brick. Păi te la fac de acum. Ai nevoie de un chisel. Ok, ai nevoie de chiseled sandstone brick. Și cum faci asta, ai nevoie de nisip. Unde e nisip? Așa. Ce fac cu sare? Sare. Mâncare. Și cum o fac? Folosește not enough items-ul. Ok. Deci fii atent. Deci cum ai zis? S-a pus? Ce faci, Bogdane? N-am vrut. Uite, astea le arunc. Bă, de ce îți dai mă iteme? N-am vrut. Câte câte chiseluri ai? Am avut. Ai două chiseluri? Deci am două și ți le-am dat ție. Și alea două le-am aruncat. Deci fii atent. Oh, stai, tu nu mai ai niciun chisel? Nu, că ți le-am dat ție. Stai că le-am aruncat și eu. mai dă două înapoi. Ia din game-ul. Nu pot. Deci fii atent.
dai pe option când deschizi inventarul. Option. Inventory și recipe mod. Inventory și unde? Recipe mod. Ok. Ok. Să-l ai pe recipe mod. Așa. Da. Și acum dă... Ai, mă duc să mai fac încă două chiseluri. Du-te și hai, dar și fom. Cum caut, adică văd țara aia și pe ce apas ca să văd ce pot să fac, ce să pot, ce pot face. Și r pentru recipe. Noobs. Am un videoclip cu voi vorbind într-una despre LOL. Deci dacă sunteți abonat mult pe canalul ăsta și vreți să vă jucați LOL cu noi, YouTuber faimos, să mă fi dat. Da. Care ați jucat? Ce? Ați jucat unul dintre voi. Ce? Sau ți-a strănutat cățelul? Ce mă? Ce mă? Nimic. LOL, am găsit o peșteră ceva. You found the big hole. Yeah. No wrong room. Ce dracu e asta? And you have the deal. Ai stalactite, ce poți să au stalactite? Miner's Daylight. What the fuck? Când îl atacăm pe care? O să fac și o bază. În baza Tudor, da? Alo. Da. Oh, da, nu mergea. Ăsta e un chisel head. Eu te să fac un chisel normal. Păi, de ce nu mi-ai zis? Ce să fac eu cu tanzis? Dă-mi un chisel normal. Nostalgie. Unde era eu? Gata, am făcut chisel normal. Ia aici, unde ești? Oh my god. Dă-mi. Poți să mănânci chiselul, tu te uiți la mine? Ține click dreapta cu el apăsat. Să vezi că îl mănânci. What the fuck? Ok. Hai că fac eu aici. Dă și mie send. De ce nu merge să fac? Și am revenit, oameni buni, filmarea s-a oprit, abia acum am văzut. Da. Dați bine apărare. Dau pe true, nu? Ce true, omule? Option. Inventor. Scrie, la tine scrie utility mode sau cheat mode, da? Gareș, dă-i pe E, apasă E, da? Da. Și du-te la opțiuni. Acolo, jos, în stânga. La opțiuni. Inventory. Da. Dă click. Și a doua bară, cum ar veni, trebuie să fie gata, pe recipe. Gata, șeful! Aleluia! Începeam să mă enervez. Deci dacă nici acum nu merge chiselul, trebuie să caut pe internet cum să folosesc și cum, chiselul. Deci dau acolo, scriu cupru și cum văd din ce e făcut. Sau cum apeși fac. Click dreapta sau click stânga. Nu păi, păi nu poți să-l folosești, că ai nevoie de smeltery și smeltery-ul nu îți arată. Punem te rog, acum merge. Ce
vreau să fac din cupul ăsta, bă, da. Deci, am 4 chiseluri și nu știu cum naiba să le folosesc. De ce n-ai băgat modul? Fiindcă se băguia și nu mai aveam tankuri. Și ce? Era un mod de război fără tankuri și fără arme. Ah, ok. Deci, Sharpless Craft. Poate trebuie să-l fac în crafting-ul ăla special. Ia, hai să vedem. Și cum îmi dau seama cum fac ăla? Ce? Armele din cupru și chestiile. Tutoriale pe internet. Tinker's Construct. 172. Ai mult seriu. Da. Am găsit aluminium. Dar n-am tână cop, deci da. Nu-l iau. Lullaby. Poți să nu mai cânti. Lullaby. Ok, oameni buni. Vedem chicul rare și pentru că cântă. Pentru că cântă. Lullaby. Deci, vom pune o mică pauză și eu voi căuta pe Wikipedia cum să folosesc chisel. N-avem. De ce? Avem roșu, adu-mi roșu. Adică flori, nu? Da. Galben și insect. Bă. Și cactus, dacă găsești. Păi nu cred că e cam multe. Mi-am pornit și filmarea din greșeală. Și am port. Am revenit, oameni buni. Și am găsit cactus. Ok, avem nevoie de cactus. Ok, deci am făcut American Weapon Box. Am nevoie și de British, care are 2 așa, 2 așa și 2 așa. Putem face și German, dar avem nevoie de squid-uri din lacul pe care Bogdan l-a stupat. Apropo, adu squid-uri. Deci deocamdată avem decât două arme. Ce? Două seturi de arme. Eu American Weapon și ăsta. Eu vreau bareta. Nu știu dacă o să avem baretă, o să vedem. Uite lacul pe care Bogdan l-a stupat, am căzut în el. Eu vreau bareta. Tu vrei de Băi, real, eu ți-am zis, eu vreau bareta, dacă nu-mi dai bareta, explodez mapa. Un P90 și un bareta. Carabine, bareta... Lullaby. Avem bazooka. Da, bareta. Și bareta e cam un sniper. Și dacă se poate și cu exploziv, vei mă, aș vrea. Mulțumesc, da, pentru înțelegi. Eu deja mi-am făcut bază. Ți-am găsit cactus, da? Ți-am luat lemn, stacul de lemn, ți-am luat, ok? Ți-am luat stacul de nisip, lasă-mă în pace. Știi cât fac aici? Știi care e mica problemă? Și ți-am găsit squid-uri. Ce? N-avem pic de gunpowder. O să facem asta. Dacă nu ne dăm din game-ul. Aha. Îți dai tu din... Îmi dai și mie vreo 5 bucăți. Când Rareș nu e online, e de mult. Rareș, vezi că te strigă cineva la poartă. Da. Deci o să pun pauză și o să revin când am niște... Gam. Uite, aud și eu cum mă strigă. Așa, oameni buni, și am revenit, s-a făcut zi, fiindcă cineva n-a vrut să luptăm. Boss. Mai am nevoie de jambonis. Ok, cu două din două. Deci ne-am făcut aproape toate astea de arme. Aproape toate armele din joc. Da. Nu. Grizei.
Am făcut doar chestiile cu care faci arme. Încep în baza să o facem o dată. Oricum Rareș n-are cum să ne atace, deci... Dar totuși... Eu am văzut baza. Vreau și o să stau undeva. Deci hai să căutăm unde... Ce vrei, Basla? Bareta. Bareta, hai să să-i căutăm Bareta lui Bogdan. Aia de sniper. Baret? Da, vezi că... 50 call? Baret 50 call? Stai. Stai să mă uit. Bareta 50 Col, da. Cu okay. Exploziv amo. Exploziv amo, trebuie să-l văd unde-l găsesc. În primul rând... E lângă ea. Bareta, ai nevoie de 20 de ăsta și 5 gles. 20 iron, gles... Băgăm aici niște gles, așa. Scrie bareta și munie explozivă lângă ea. Da, dar nu se face așa. Că nu te faci așa. Poate să fie... Și vreau o armă acolo și un pistol. Și atât. Un pistol pe 90 acolo. Sau ce e mai bun? Nu știu. Un pe 90. Ar fi mișto. Nu sunt sigur dacă pot să craftez barete explozive, mo. De ce? Nu știu, în primul rând ar fi prea OP și văd că nu îl găsesc aici. Dacă așa, nu... Ar trebui să fie sub baretă și nu e. Îl dăm creativ. Am găsit un castravete. Nu, dăm din creativ. Chiar. Am un castravete. Cineva vrea neapărat să aibă el explozive, mo. Hai, bine. Nu, nu poți face explozive, mă. Căcat. De ce nu? Fiindcă jocul s-a gândit că e mult prea OP. Mult prea OP. Ce? Știu că e prea... E foarte OP. Aia. Gata, ți-am făcut bareta. Un P90. În ce vrei? Am făcut jumătate de bază. P90. Și un Shack Eagle. Bă, du-te mă ta. Dar nu vrei că multe. Și cam atât, dar ce mai vrei? P90, am nevoie de glass fiber și iron. Fiber care ai făcut cu clay mai essence. Trebuie ink sunk. Asta e. Nu. Cum s-a numit? Clay. Hai că mai ți-am luat. Ink sec. Mai ți-am luat, să știi. Ok. De ce nu mai am clay? Gata, am găsit clay. Eu caut un în care să fie și să fie fain. Dar nu-l găsesc. Caut locuri și nu-l găsesc. Încerc, dar nu prea vreau încerc. Bogdane, dacă vrei să-ți fac pe 90, du-te la căuta de clay. Clay? Da. Sau ce e mai bun? Un M4A1 e mai bun? Lasă pe 90. Și așa avem nevoie de clay. Cred că am găsit clay, n-am găsit clay. Și un Desert okay. Eagle? Da. Un pistol. Desert Eagle, 15 iron. Pot să le iau direct.
Eu da, fac... uite, ți-am dat un item ușor de făcut. Dar stai, muniția, că trebuie să-mi faci muniție. Mult gunpowder. Spre exemplu, muniția la P90. Stai că zic imediat dacă o și găsesc, am greșit. La P90, la baret, un încărcător e 4 iron și 3 gunpowder. Cam mult. La P90 e 8 fiberglass și 6 gunpowder. Tot clay, nu? Da, clay-ul ăla. Și la Desert Eagle e 3 iron și 2 gunpowder. Eu nu știu ce arme o să-mi fac, o să le testez prin creativ. Cred că îmi fac o mitralieră. Ia-ți un AK-47. Dar cam atât a fost cu acest episod. Bye bye! Ne auzim data viitoare. Pa!